Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Diana Mihalcea și vă invit să urmăriți jurnalul tuturor băcăoanilor numai la Impuls TV. Iată care sunt principalele știri ale zilei. Județul Bacău va fi reprezentat în Parlament în următorii 4 ani de 13 deputați și 5 senatori. O parte dintre locuitorii cartierului Izvoare au fost seara trecută la un pas de a-și pierde casele. De astăzi, penitenciarul Bacău are un nou director. Cine este, dar și ce schimbări și-a propus să facă în unitatea de detenție, aflați în câteva minute la știri. Ziua de astăzi a adus și rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de duminică, care reflectă situația existentă la nivel județean. Uniunea Social-Liberală și-a adjudecat toate cele 14 mandate de senator și deputat și este marea câștigătoare a scrutinului. Partidul Poporului Dan Diaconescu va avea 3 reprezentanți în Parlament, iar Alianța România Dreaptă unul singur. Băcăoanii și-au ales duminică reprezentanții în Parlamentul României. Desfășurat fără incidente deosebite, procesul electoral a implicat peste 230.000 de alegători, din cei mai mult de 600.000 de cetățeni cu drept de vot existenți la nivelul întregului județ. După închiderea urnelor și numărătoarea voturilor, buletinele au ajuns la sediul prefecturii, pentru ca, după câteva ore, să apară și rezultatele finale ale scrutinului. La fel ca la nivel național, Uniunea Social-Liberală este marea câștigătoare a alegerilor, cu peste 60% la nivel ambelor camere. Alianța de la Guvernare a reușit să-și trimită toți candidații în Parlament și va avea în județul Bacău 10 reprezentanți în Camera Deputaților și 4 în Senat. A doua formațiune politică în preferințele băcăoanilor cu drept de vot este Partidul Poporului Dan Diaconescu, votat de aproximativ 20% dintre electori, ceea ce a adus 2 fotolii de deputat și unul de senator. Marea perdantă a alegerilor este, se pare, Alianța România Dreaptă, ai căror reprezentanți au fost preferați de peste 12% dintre băcăoanii care au venit la urne și care va trimite în Parlament un singur deputat. Procesul electoral s-a încheiat luni dimineață la ora 10, când au fost predate toate dosarele, cuprinzând procesele verbale constatatoare ale rezultatelor scrutinului electoral și celelalte materiale utilizate. Rezultatele scrutinului din Bacău au fost centralizate de către Direcția Județeană de Statistică și Biroul Electoral Județean, iar ulterior transmise către Biroul Electoral Central. Locuitorii din cartierul Izvoare au fost la un pas de a rămâne fără case după ce o hală a luat foc și mai multe tuburi de oxigen au explodat. Oamenii priveau îngroziți flăcările înalte de câțiva metri și se rugau la Dumnezeu să nu bată vântul cu putere. Câteva scântei ar fi fost de ajuns pentru ca totul să se transforme în scrum. Disperare și teamă. Asta se putea citi pe chipurile oamenilor din cartierul Izvoare duminică seara, după ce mai multe bubuituri s-au auzit de la o hală aparținând societății Hidroconstrucția, care a luat foc. Au ieșit în stradă toți de teama flăcărilor înalte, dar și a faptului că în orice moment casele lor puteau fi năruite de flăcări. Dacă se întâmplă să se lungească focul, ce facem noi? Cine ne dispăgubește? Dar ce credeți că explodează? Din oxigen. Și 50 de tuburi de oxigen acolo și vopsea cât lumea este în hala aia. Să sun pe Ovidiu sau te duci la Ovidiu? Să stai la el în seara asta. Tot cartierul s-a auzit că nu e plin cu material de construcție acolo. Deci e Hidroconstrucția, deci H-ul în spate. Eu aici am văzut că sunt pe treabă. De asta arde atât de repede. Păi de asta arde așa de repede și de asta dă și fumul. Așa de negru și de mare. Cum sunt casele cu acoperiri cu carton? Toate halele astea sunt făcute cu materiale din astea care sunt făcute acum. Din alea cu porifirien, din alea expandat, din ăla. Ăla e pericol. Când ia polul, tot arde. Pompierii s-au luptat cu flăcările ore în șir. Au fost chemate 5 autospeciale de intervenție cu apă și spumă și peste 20 de lucrători. Hala, cu o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, construită pe structură metalică, cu pereți și acoperiș din lemn, era compartimentată în 3 spații: o stație ITP, un atelier de confecții metalice și o magazie de materiale. Intervenție foarte dificilă din cauza faptului că în hală se găseau mai multe butelii cu oxigen, care din cauza temperaturii au explodat. În momentul de față, incendiul este localizat, se lucrează la lichidare. Sperăm să-l localizăm, să-l lichidăm și în limitele găsite. El nu s-a extins la învecinătăți, deși exista acest risc din cauza flăcărilor foarte mari și violente.
Incendiul a fost lichidat târziu în noapte. Au ars 600 de metri pătrați de acoperiș, aparatura specială din stația de inspecție tehnică, utilaje și materiale din atelierul de confecții. Totodată au explodat 7 tuburi de oxigen din cele 28 care erau depozitate. În urma incendiului și a exploziilor produse, nu s-au înregistrat victime. Pentru stabilirea cauzei producerii acestui incendiu s-a constituit o comisie formată din specialiști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacău. Sărăcia și gerul fac victime în rândul oamenilor străzii. Un bărbat a înghețat noaptea trecută și a fost găsit fără suflare în gara Bacău. Acesta este primul caz de deces prin șoc hipotermic înregistrat în ultima perioadă în județul Bacău. Gerul a făcut prima victimă în Bacău. O persoană fără adăpost a murit la spital după ce a fost găsit în șoc hipotermic în sala de așteptare a gării. Un bărbat în vârstă de 69 de ani a murit noaptea de duminică spre luni după ce a ajuns la spital cu hipotermie. Bătrânul a adormit în sala de așteptare și a fost găsit în șoc de un trecător care a chemat imediat ambulanța. Pot să vă spun că am înregistrat, din păcate, primul deces datorat șocului hipotermic. Este vorba de un bărbat de 69 de ani care a fost adus din gară. El a venit și cu un stop cardiorespirator provocat de acest șoc hipotermic și, în ciuda eforturilor medicilor, pacientul nu a supraviețuit. Este vorba de un caz social în această situație. Din primele informații, se pare că a fost vorba despre un om al străzii care ar fi încercat să-și găsească adăpost în sala de așteptare. În Bacău a fost foarte frig noaptea trecută, temperatura din termometre indicând valori de minus 10 grade Celsius. După ce a câștigat luna trecută concursul pentru ocuparea funcției de director, comisarul șef Sorin Dârțu și-a început astăzi în mod oficial activitatea la penitenciarul Bacău. Printre măsurile dorite în această funcție se numără mărirea numărului de activități recreative pentru deținuți care să contribuie la scăderea gradului de agresivitate și implicit a numărului incidentelor. Penitenciarul Bacău are de luni în mod efectiv o nouă conducere. După ce a câștigat luna trecută concursul, comisarul șef Sorin Dârțu și-a luat în primire postul de director. Aceasta este prima funcție de acest gen din cariera sa de 18 ani în sistem, iar ultima a fost de director adjunct al școlii de agenți de penitenciare Târgu Ocna. Sorin Dârțu se află la a doua încercare de a deveni directorul instituției, după cea din urmă cu câteva luni când nu a întrunit punctajul necesar. Una dintre cele mai importante măsuri pe care intenționează să le ia odată cu noua sa funcție este gruparea persoanelor aflate în detenție în celule în funcție de regimul de executare a pedepsei. Intenționez să demarez în timp, bineînțeles, o serie de, hai să zicem, schimbări. Unii dintre ele vizează un pic reorganizarea sectorului de deținere, în special acolo unde este cazată categoria asta specială de tineri. În același timp, doresc să dispun unele măsuri astfel încât acești tineri și minori care sunt încarcerați la penitenciarul Bacău să petreacă mai mult timp în afara camerelor de deținere și mă refer aici la activități educative, la activități sportive, astfel încât să învețe ceva și totodată să-și consume acea energie care în interiorul camerei de deținere poate duce la agresiuni și așa mai departe. În penitenciarul Bacău se află în prezent încarcerate aproximativ 800 de persoane, din care 165 sunt arestate preventiv. Iarna care s-a instalat brusc în ultimele 48 de ore dă bătăi de cap autorităților. În ciuda eforturilor administrației de a dezăpezi toate arterele de circulație, o mare parte dintre drumurile orașului erau greu practicabile în această dimineață din cauza ninsorilor abundente din timpul nopții. Zăpada care a căzut în ultimele 48 de ore a îngreunat atât traficul rutier cât și circulația oamenilor pe trotuare. Deși autoritățile au dispus toate măsurile pentru a curăța orașul de pătura de zăpadă care s-a așternut, și la această oră se circulă în condiții de iarnă, atât pe unele artere principale, cât și pe majoritatea celor secundare. Cum se circulă în oraș? Greu, 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 greu. Foarte bine. Între ghilimele. Se circulă greu. Foarte greu să circulă. Dar sunt scoase utilaje, am văzut partea cealaltă salariați, o să fie bine în curând. Așa iarna. Căderile masive de zăpadă creează serioase probleme și în trafic. În consecință, polițiștii sfătuiesc pe șoferi să respecte regulile de circulație.
Având în vedere condițiile meteorologice, îi sfătuim pe conducătorii auto să manifeste prudență sporită, să reducă viteza de deplasare în zonele cu carosabil alunecos, precum și în apropierea trecerilor de pietoni. Iar în condițiile unui carosabil acoperit cu zăpadă, polei, gheață sau mâzgă, să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum, care să nu depășească 30 de km la oră în localitate și 50 de km la oră în afara localităților. În această dimineață, premierul Victor Ponta a organizat o videoconferință cu prefecții. Primul ministru a comunicat tuturor prefecților, acolo unde există probleme cu firmele de dezăpezire, să se rezilieze contractele. Ministrul Sănătății a făcut și el apel la cadrele medicale să aibă grijă de persoanele înzăpezite și la bolnavii cu dializă. Peste 418 băcăoani au vizitat sâmbătă și duminică sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, care a fost motivul, dar și alte informații aflați din grupajul știrilor pe scurt. Au vizitat sâmbătă și duminică sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanei. Astfel, în cursul zilei de sâmbătă și-au ridicat noile cărți de identitate 175 de băcăoani, iar duminică au fost emise 243 de acte de identitate. Conducerea instituției spune că numărul băcăoanilor care și-au făcut cărți de identitate definitive sau provizorii în acest an este mai mic față de acum 4 ani. În cadrul subprogramului de screening pentru depistarea cancerului de col uterin, în luna noiembrie s-au mai autorizat alți 34 de medici de familie și alte 18 cabinete de ginecologie de recoltare. De asemenea, în aceeași perioadă, în cadrul acestui program s-au efectuat un număr total de 1986 de recoltări, din care 820 la Spitalul Județean de Urgență, 123 la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, iar restul în clinici private din Bacău. Băcăoanii sunt atenționați de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă că probarea vechimii în muncă dobândită până la data de 31 decembrie 2010 se face doar pe baza carnetelor de muncă. Funcționarii instituției au făcut și astăzi un nou apel către cei în cauză. Aceștia au subliniat încă o dată cât este de importantă ridicarea documentului care atestă vechimea în muncă, în condițiile în care au existat nenumărate cazuri în care angajatorii nu le-au trecut în carnet unor angajați ani întregi de activitate sau au făcut mențiuni eronate. Dacă la 1 ianuarie 2011 la ITM se găseau 70.000 de carnete de muncă neridicate, la această dată mai există 20.300 de astfel de documente, din care aproximativ 14.000 la sediul din Bacău și aproape 5.000 la Onești. Venirea primei zăpezi nu a adus doar probleme în trafic, ci și distracție și voie bună. În aceste zile, amatorii sporturilor de iarnă, de ocazie sau profesioniști au decis să exploateze la maxim ce le oferă natura și au ieșit la derdeluș. Cu sanie, celofan sau saci de plastic, băcăoanii au luat cu asalt pârtiile improvizate din jurul orașului. Din soare, frig și multă zăpadă. De asta au parte în aceste zile băcăoanii. Dar cei care iubesc iarna și sporturile specifice au găsit în această perioadă suficiente motive de bucurie. Îmbrăcați gros, dotați cu sănii sau bucăți de celofan și înarmați cu o băutură fierbinte. Și mai presus de atât, cu mult, mult chef. Așa s-au prezentat băcăoanii la întâlnirea cu pârtile improvizate din jurul Bacăului. Iar când zăpada este suficientă, la derdeluș este numai bine. Șmecher, cei care stau acasă nici nu știu ce pierd. Și super șmecher. Mă dau cu milioane. Ok, nu. Nu. E foarte, foarte frumos. Vă distrați. E cel mai deosebit anotimp din tot timpul anului. Sunt în spatele meu, gagicile. După câteva zeci de minute, pe pârtie apare oboseala și dorința de a te retrage la un loc mai călduros, dar și nerăbdarea de a reveni în ziua următoare. Băcăoanii care au reușit să prindă un loc în birourile electorale constituite pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie vor primi bani frumoși pentru efortul lor. Cel mai mult vor câștiga președinții birourilor electorale, care primesc câte 85 de lei pentru fiecare zi petrecută în funcție.
Cei 1500 de băcăuani implicați în procesul electoral pot începe să se gândească deja la plata pentru munca prestată. Președinții birourilor electorale, ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora vor primi o indemnizație netă de 367 de lei pentru 5 zile de activitate, în timp ce membrii birourilor electorale beneficiază de o indemnizație de 224 de lei pentru 3 zile de activitate. Practic 85 de lei pe zi brut. La această sumă se mai adaugă în ziua alegerilor încă 10 lei bani destinați cheltuielilor de protocol, respectiv băuturi răcoritoare, cafea sau gustări. Statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operațiunilor generate de activitatea acestor birouri electorale primesc 65 de lei pe zi de activitate. În perioada premergătoare scrutinului electoral, Mircea Dușa, ministrul administrației și internelor, a anunțat într-o conferință de presă că suma care a fost alocată pentru aceste alegeri se ridică la aproximativ 200 de milioane de lei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale zilei. Urmează informații din sport și meteo, iar de la ora 20, Cătălin Bejan vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Nu uitați că ne puteți găsi și pe site-ul nostru www.impulstv.ro sau pe pagina noastră de Facebook Impuls TV Bacău. Noi ne vedem mâine la aceeași oră. Vă urez o seară frumoasă!